Bună seara, bunii mei prieteni, trecem de zor la treabă. Vedeți și dumneavoastră, viața politică în Republica Moldova a cam murit. A trecut într-un con de umbră, nu mai avem evenimente spectaculoase, puterea nu mai dă motive, iar opoziția se pare că și-a epuizat forțele și alternativa politică, așa zisă alternativă politică, am mai dat două sondaje, am văzut cineva, mulțumesc unui prieten care a luat și a făcut un filmuleț din săptămâna mea, din săptămâna trecută, unde eu am spus că va mai apărea un sondaj a oricărui, unui oarecare Victor Mocanu, care va face deja un sondaj în favoarea lui Dodon. Deci eu lucrurile astea le spun de ce. Am început cu asta pentru că noi ne aflăm în faza în care în care s-a sfârșit un război. Deci speranța opoziției, așa zise opoziției care a fost o emanație întâmplătoare și una nefericită a protestelor, acești lideri care au fost această emanație nefericită a protestelor, au încercat să se prezinte în această perioadă ca o alternativă politică. Această alternativă politică trebuia să devină imediat guvernare în cazul unor alegeri anticipate. De aici au și venit toate sondajele astea, au venit o anumită părăială a ziariștilor, comentatorilor politici, prezentatorilor prin studiouri, prin care au încercat să-i prezinte pe ăștia ca alternativă politică. Vreau să vă spun că chestia asta a fost pe timpul Uniunii Sovietice, v-am spus și altădată, era un indice al cenzurii. Dacă se dădea, se numea literni A. Dacă mergea indicele astea spre toate redacțiile, toate redacțiile trebuiau să publice același material. Era un material obligatoriu, care de obicei venea de la Comitetul Central. Eu astăzi văd această cenzură în mass media din Republica Moldova. Eu țin minte, în anul 2008-2009, eu m-am confruntat atunci cu o situație personală foarte stresantă, când eu luptam cu regimul Voronin, care vrea în mod obligatoriu să mă pedepsească pentru faptul că eu... A găsit el peste 2 ani de zile că eu la președinție m-am ocupat cu altceva decât credea el. Și atunci era presă liberă. Presa liberă dădea acest eveniment, altele, și nu pentru că eu eram un personaj politic atractiv, dar pentru că evenimentele care se produceau în jurul acestui caz erau atractive, erau pentru public. Atunci era presă independentă. Noi la ora actuală nu mai avem presă independentă. La ora actuală eu nu știu cum se fac aceste carteluri mediatice undeva, nu știu pe unde se fac aceste cartele mediatice, dar la toate aceste televiziuni merge ca un cod de cenzură chestia asta, că se pronunță aceleași nume de familie. De exemplu, este ridicol câteodată când în toate redacțiile, printre alternativa politică, este prezentat de fiecare dată și Sturza. Să zicem, atunci când sunt prezentați unii lideri ai platformei, da, este justificat, pentru că într-adevăr au fost niște evenimente. Când se spune Maia Sandu, este mai puțin justificat, dar este justificat pentru că ea într-adevăr a reprezentat și cred că mai reprezintă un orizont de așteptare. Dar când spune alături de ei și Sturza, iată și Sturza, iată și proiectul Sturza, care proiectul Sturza? Deci, adică sunt spuse în spațiu public, sunt spuse niște lucruri care nu țin de realități, adică mass media, sondajele, toți ăștia care v-am spus că sunt o apă și un pământ, ei toți trăiesc din miliardul furat, ei sunt emanația acestei guvernări corupte, toată conjunctura asta. Și atunci când o voce singuratică, cum este vocea antimafie, spune altceva, sigur că aceste posturi de televiziune nu sunt interesate să te dea, pentru că ei nu trăiesc pe rating, pe ei nu interesează să aibă emisiuni interesante ca să ridice ratingul, să are vizual, pentru că ei oricum banul le vine din altceva. Și atunci acest rezultat îl au și sondajele. Eu dumneavoastră când v-am vorbit despre faptul că sondajele îl are Plahotniuc, avea mai mulți cu care lucra, pe care îi aducea să lucreze pentru sondajele lui, dar evident era lucra întotdeauna
Deci ăsta, Victor, ăsta Mocanu despre care vă vorbeam, care cred că este dintr-o zonă mai caricaturală al sondajelor de opinii. Și dacă ați observat, ăsta cel puțin a spus, trebuie să recunoaștem că ăsta cel puțin a spus de unde îi vin banii. A spus că acest sondaj i-a fost comandat de, probabil că există un proiect al Comunității Statelor Independente, adunarea parlamentară a Comunității Statelor Independente, e clar. Deci Dodon, Rusia, deci din zona asta îi vin, așa cel puțin spune el că îi vin banii. Lui Barbaroș nici nu e clar de unde îi vin banii pentru sondaje, sau lui Jigău și așa mai departe. Noi știm de unde le vin banii. Problema este și Plahotniuc cu Petruț altă dată, văd că cel puțin Petruț, care se pare că este singurul care este specialist în domeniu și care are caracterizări, cum să zic, pertinente a sondajelor de opinii și a mânăriilor în domeniul sondajelor de opinii. Dar când deci dacă acest Petruț n-ar fi și ipocrit, dacă n-ar fi angajat la stăpân, atunci ar fi splendid, pentru că am avea măcar niște sondaje aranjate bine. Mare problemă este că în Republica Moldova, în general, cu sondajele este o problemă, din simplu motiv că aici este nevoie de cercetări sociologice profunde. Este nevoie de cercetări sociologice profunde prin metode sociologice complicate, pentru că chiar materialul, mă refer acum la omul care trebuie să răspundă, este sofisticat și cu o psihologie și o mentalitate aparte. Și aici este nevoie de cercetări sociologice mai profunde ca să-ți dai seama că apar întotdeauna tot felul de defecte atunci când ei spun că din instituții, de exemplu, vă spun un singur exemplu banal, când ei spun că biserica este pe primul loc ca nivel de credibilitate, această distorsiune de nu știu cât dau ei acolo, vreo 90%, vine din motivul că oamenii spune, el răspunde la întrebarea asta nu referindu-se la biserică propriu-zis și la preoții îmbuibați și mafiotizați care umblă cu sacul pensat și le strâng ultimii colaci. Nu la asta se referă. El zice, da, el se uită în listă și spune, da, eu cred în Dumnezeu, și atunci asociază biserica cu credința lui în Dumnezeu. De aici vine aceasta. Eu v-am dat un singur exemplu banal. Eu am încercat, m-am băgat să studiez niște lucruri și eu acum nu mă dau specialist în sondaje. Eu spun ceea ce spun specialiștii în domeniul respectiv cu care stau de vorbă și mi-explică de ce sunt aceste distorsiuni. Operatorii care sunt utilizați în teren pentru întrebări, ei au nevoie de o pregătire mai aparte, să nu sugereze întrebări, răspunsul la întrebări. Multe alte lucruri sunt. Și adeseori sunt folosiți acești operatori chiar și pentru niște case de sondaje care ar veni din afară să facă sondaje în Republica Moldova. Eu de ce vă spun lucrul ăsta? Eu vă spun lucrul ăsta doar pentru faptul că și sondajele, v-am spus altă dată, și presa din Republica Moldova, și comentatorii, toți fac parte din aceeași mânărie care s-a creat după 2009. Bunii mei prieteni, eu ieri în cadrul promo pe care l-am făcut, v-am spus că astăzi o să vă vorbesc despre libertate. Ori această noțiune de libertate, și acum avem posibilitate, când am început și v-am spus că viața politică din Republica Moldova a murit, m-am referit la faptul că acum noi avem posibilitate să abordăm și alte subiecte un pic mai teoretice, pentru că noi de mai mulți ani de zile avem și această experiență. Dacă nu sunt evenimente politice, noi avem timp să coborâm asupra temelor la care am mai vorbit și altă dată și să vorbim teme un pic mai teoretice care au directă legătură cu evenimentele din Republica Moldova. Și în acest sens, am să mă opresc puțin la acesta și în tot ceea ce o să vă spun astăzi, ține de ceea ce numesc eu libertate. Eu mă consider un om liber. Și eu am adunat în jurul Mișcării Populare Antimafie oameni liberi. O să-i vedeți pe oamenii noștri frumoși de la Mișcarea Populară Antimafie. În scurt timp, eu cred că din ce în ce o să căutăm mai multe mijloace de exprimare și o să-i vedeți. Noi nu avem oameni sofisticați. Dacă observați, noi vorbim într-un limbaj simplu, nesofisticat. Noi vorbim românește, noi ne străduim să vorbim, să construim frazele românește. Noi nu cheltuim energii pentru a băga nuanțe fonetice mai bucureștene. Noi, pentru că limba română vorbită simplu, eu chiar am văzut de un filmuleț cu Iorga, domnule, ce limbă românească frumoasă vorbim dumneavoastră, dacă îi vedeți pe unii care își depun tot efortul intelectual să pronunță
capă Dâmbovița sau, și folosesc fraze bombastice, cu puțina lor spoială filologică, cu tot felul de dichisuri ortopedice, deci, sau de exprimare. Deci noi nu facem lucrul ăsta, noi ne străduim să ne exprimăm într-o limbă românească autentică și asta îndemnăm pe toată lumea, pentru că în felul ăsta vom putea, cred, să fim auziți, dar să fim și inteligibili, pentru că ceea ce facem noi este o muncă intelectuală și ea se face într-un limbaj inteligibil. Dar asta este libertatea noastră, prin limbaj. Prin tot ceea ce facem noi, noi nu prezentăm oameni sofisticați, noi nu venim cu lucruri ascunse, cu interpretări, cu interpretări care ne-ar sta bine să le spunem așa și tot așa. Deci asta înseamnă să fii liber. Noi nu depindem, eu personal nu depind de cineva și nu am obligațiuni. Întotdeauna ne-am manifestat ca oamenii liberi. Iar libertate, ce înseamnă libertatea? Eu am câteva nuanțe să vă spun la ce aici. Dacă pornim de la interpretarea din totdeauna a libertății, că libertatea de fapt este libertatea de a alege. Noi am fost făcuți oameni liberi și noi am avut întotdeauna libertatea să alegem. Numai că libertatea noastră, noi avem libertatea să fim oameni cinstiți. Noi avem libertatea în același timp să fim oameni corupți. Noi avem libertatea să fim oameni care spunem adevărul. Noi avem și libertatea să spunem minciuni. Noi avem libertatea să facem lucruri bune și să facem lucruri rele. Noi așa am fost făcuți. Asta e firea umană. De atunci de când a fost făcut omul, de atunci de când a fost făcut după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, această ființă umană. Totul ce se întâmplă în viața noastră ne dovedește că libertatea noastră se termină atunci când noi facem o alegere greșită. Deci noi avem libertatea să facem, așa cum v-am spus, și una și alta. Dar dacă am făcut o alegere greșită, imediat vin consecințele. De-aia eu spun că libertatea este riscul de fiecare zi. Nu este un drept pe care ți-l dă cineva și tu-l ții ca pe un fetiș. Libertatea este să-ți asumi acest risc al libertății în fiecare zi. Și să știi că în fiecare zi stai în fața unei alegeri. Și dacă ai făcut alegerea greșită, a doua zi ai de plătit. În foarte scurt timp ai de plătit pentru această alegere greșită. Ai alegerea să spui adevărul și să spui minciună. Poți să spui o minciună. O poți spune numai că ți-ai pierdut libertatea de a mai vorbi adevărul. Ai libertatea să critici pe oricine. Nu mai trebuie să știi că dacă tu la rândul tău ai făcut fapte reprobabile, neapărat asta îți vine ca bumerangul în capul tău. Poți să spui și eu îmi pot permite. Vă spun despre libertatea mea și sunt nevoit să vorbesc despre mine, pentru că dacă mă vedeți așa și dumneavoastră apreciați foarte mult dintre dumneavoastră și mă bucur că apreciați că eu sunt un om sincer și vă vorbesc sincer. Eu am libertatea de a-l critica pe Plahotniuc și de a-l face una cu pământul, pentru că eu, stimații și bunii mei prieteni, în toată activitatea mea de 25 de ani, și asta am impresia că îi scoate din sărite pe toți. Pe Voronin, care mă băga la pușcărie pentru protestul din 7 aprilie, pe Plahotniuc, care mi-a sechestrat toate averea, pe Filat, care încerca să facă tot felul de intrigi pentru m-a dat în judecată, pentru că l-am criticat pentru banc, n-am mai ajuns că a ajuns el la pușcărie. Pe alții, toți care au stat în spate, pe ziariștii care nu mă invită în studiouri, pentru că nu sunt comod în studiouri cu Sergiu Mocanu. Din simplu motiv, eu n-am privatizat în țara asta un capăt de ață. Un capăt de ață nu am luat de la statul Republica Moldova. Eu n-am niciun cont cu statul Republica Moldova. Eu nu mi-am luat apartament fiind într-o funcție de răspundere. Eu nu am privatizat alte lucruri în țara asta. Atunci când tu te dai luptător mare, numai, dacă vreți să numim oameni și spunem, deci că sunt mulți din ăștia, tu te dai luptător mare și spui că Plahotniuc a privatizat codrul, hotelul, nu știu ce a făcut. Și tu ai privat mai puțin, ai privatizat ceva, ai pus mâna pe ceva mai puțin. Da, asta ai făcut-o numai din cauza că n-ai avut posibilitatea să furi mai mult cât și Plahotniuc. Iată, atunci când vorbim despre libertate, la ce mă refer eu? Că Să fii liber, este o resursă foarte mare. Este o resursă foarte mare. Și eu acum o vorbesc pentru colegii mei de partid, pentru sprijinătorii Mișcării Populare Antimafie, bunii mei prieteni. Noi avem o resursă foarte mare și resursa noastră este ceea ce am acumulat noi din libertatea noastră. Noi ne-am căpătat libertatea
prin muncă în fiecare zi, asumându-ne riscul acestei libertăți, înfruntând toate greutățile acestei libertăți. Pentru că noi nu, chiar acum, dacă ne apucăm să facem aranjamente, ne pierdem libertatea asta. Ori noi am avut în, chiar anul trecut, iată, pentru cei care au fost cei care ne-au criticat în permanență, dar trebuie să faceți ceva, nu se poate numai să vorbiți, trebuie să ieșim în piață. Noi eram în piață. Noi ne-am asumat această răspundere, să ieșim cu toată lumea. Deși noi de asta ne ocupăm, noi știm cum e poporul nostru. Deci noi strigam în gura mare ani de zile când ne fură, la strezesc a doua zi după alegeri, după ce nu ne-au auzit și au votat cu ăștia, și strigă toți în gura mare, ne-au furat, iar cei care au televiziuni și resurse mediatice au grijă ca antimafii să nu apară nicăieri. Pentru noi a fost un an foarte stresant, v-am spus și altă dată chestia asta, dar noi am strâns dinții și alegerea noastră a fost să răbdăm. Să răbdăm și le-am spus colegilor mei de fiecare dată, stimații mei colegi, răbdare, răbdare și încă o dată răbdare. Și acest lucru, până la urmă, s-a transformat într-o mare resursă a noastră. Într-o mare resursă și noastră o să vedeți că atunci când se vor rupe apele, atunci când va fi spartă această conjurație, această conspirație a tot ce este mass media în Republica Moldova împotriva oricui decât acelor pe care ei consideră alternativă politică, pentru că au avut grijă și până acum au grijă ca noua alternativă politică să nu fie din afara sistemului, să fie la fel. Oamenii care vin și se poziționează în frunte, să aibă ei bubele lor, să ai cu cei stai de vorbă cu ei, pentru că nu poți să stai de vorbă cu un om liber, nu poți să faci aranjamente cu un om liber, nu poți mâine să vii și să te înțelegi, hai să facem așa sau altfel. Stimații mei prieteni, dumneavoastră, pur și simplu nu vă închipuiți cât de fericiți trebuie să fiți că sunteți oameni liberi. Cei care nu aveți în spatele dumneavoastră lucruri reprobabile. Să nu-L mâniesc niciodată pe Dumnezeu și să spuneți că o duceți greu dacă vă simțiți oameni liberi. Dacă știți că nu are cu ce vă șantaja cineva și nu are cu ce vă reproșa în sensul activității pe care o faceți dumneavoastră. Pentru că o altă interpretare a libertății este să-ți faci în viața asta niște principii și să nu te abazi de la ele. Și atunci devii om liber. Și mai țineți minte un lucru. Luxul și confortul sunt lucruri diferite. Asta în Republica Moldova oamenii confundă noțiunea de lux cu confort. Eu cunosc oameni în Republica Moldova care trăiesc într-un lux inimaginabil pentru europeni, dar confort nu au. Confort sufletesc, nici fizic, în niciun fel. Nu au confort pe marmură de 80.000 de dolari, își făceau scări prin casele astea cu mai multe etaje. Cei care au furat, n-au niciun confort acești oameni. Nu au cum să aibă acest confort. Eu trăiesc într-un apartament de două camere și am trăit întotdeauna în apartamentul ăsta de două camere, la sectorul Râșcani. Eu v-am povestit altădată cum eram deputat în Parlamentul Republicii și au adoptat o lege în Parlament și atunci am intrat în conflict cu Snegur, cu toți alții, cu Diacov, cu toți ăștia care vreau. Deci, v-am spus acest exemplu și eu cred că acum este bine să vă repet acest exemplu că, și mă iertați că vorbesc despre mine, dar n-are cine vorbi. Pentru că, dar eu vă spun lucrurile adevărate care s-au întâmplat și care pot fi verificate în timp. Adoptă o lege în Parlament, deputații ADR-ului de aldat, care era un fel de alianță pentru integrare europeană de acum, în altă formă, într-o formă mai primitivă, ăștia sunt mai sofisticați și cu metode de furt mai tehnologizate. Dar erau la fel, pur și simplu nu erau cu apucătură așa de mare. Și stau ei deputații și se adună într-o bună zi și hotărăsc că ar fi bine să... Dar a fost ambalată în așa fel încât nu-ți părea că este o infracțiune. Că, uite, blocurile nefinalizate din Chișinău, care atunci erau o sumedenie, sunt atâtea blocuri nefinalizate în Chișinău în care lumea aș putea să-și îmbunătățească condițiile de trai dacă statul le dă către acești oameni aceste blocuri, iar ei urmează să investească și să le termine de făcut aceste blocuri. Era o chestie bună. Și deputații au zis, domnule, este un bloc aici lângă clădirea Parlamentului, scrim și noi cereri. Și eu m-am gândit, uite, vă spun omenește, cum m-am gândit că este absolut firesc dacă tuturor cetățenilor Republicii Moldova, chișinăuienilor, altor orașe din Chișinău, unde sunt blocuri nefinalizate, li se dă o posibilitate să facă o investiție. M-am gândit și eu atunci, am un apartament de două camere la Râșcani, îl vând, banii ăștia investesc și îmi reconstruiesc un apartament cu 3 sau cu 4 camere în centrul Chișinăului. Era o soluție bună, da? Deci așa m-am gândit eu atunci.
Și deputații au scris toți câte o cerere să-și procure în felul ăsta câte un apartament. S-a pomenit și cererea mea în critul de cereri, pentru că era absolut firesc, așa cum vă spun. Un bloc nefinalizat în care mai departe investim noi și facem. Ca să mă trezesc peste câteva zile, că vine un deputat din fracțiunea din care făceam parte, era Convenție Democrată sau ce era acolo, și îmi spune zâmbind, așa, era băiatul de la țară, șmecheraș, așa, venit la Chișinău concret, cu scopuri concrete, și îmi spune, zice, Sergio, uite că noi aici ne-am adunat băieți, trebuie semnat o inițiativă legislativă. Zic, dar ce inițiativă legislativă? Păi uite că s-au găsit niște bani de resurse din Parlament, bani neutilizați în altă parte, bani liberi au rămas, așa, nu s-au cheltuit și noi banii ăștia vrem să investim în clădirea asta care vrem să ne luăm apartamente ca să o finalizăm. Și eu zic, stai o clipă, cum așa? Zic, dar noi cum? Dar toți cetățenii ca și cum iau și n-au mijloace de undeva de la buget din care să investească din banii lor, dar noi, adică din care bani? Cum? Ei, ăștia un scandal, pentru că eu m-am dus imediat la secretariat, am luat cererea și am rupt-o. Bine, clădirea aceea până la urmă a fost ocupată de camarazii mei de arme, de mulți din cei care am luptat, s-au dus și au ocupat clădirea asta pe care vreau să o ocup parlamentare și până acum e în conflict și până acum au reparat-o și au făcut-o. Dar eu v-am dat un exemplu unde nu poți. Eu v-am spus, oamenii care se ocupă de politică trebuie să fie oameni deosebiți. De-aia eu vă spun, Ghimpu a avut alegerea să fie om cinstit sau omul Placotniuc. El a ales să fie omul Placotniuc. Lui a părut că el o să poată juca. Eu de-aia vă spuneam că oamenii ăștia trăiesc un adevărat coșmar. Dumneavoastră nu vă închipuiți ce coșmar, ce iad pe pământ trăiește Ghimpu. Ori eu le spuneam încă în 2010, în 2011, că acești oameni aveau alegerea să fie oameni cinstiți sau criminali. Ei au ales să fie. Lor li s-a părut că e simplu. Dom'le, dar eu sunt Ghimpu, cum a ajuns Ghimpu criminal? Ghimpu spunea, dom'le, dar eu sunt pentru Europa. Mergea prin beci și scotea dosare. Lumea l-aplauda. Cu 7 aprilie, țineți minte ce spectacol a făcut. Și el zicea, dom'le, dar mie mi se poate, pentru că eu sunt patriotul care mă sacrific pentru cauza românească și mie mi se poate, că doar să începe de la puțin. Și acolo vine un băiat și spune, băi, dar vă trebuie bani la partid, dar hai luați, dar domnul Ghimpu, dar de la piața centrală, dar de la benzină, că trebuie și voi, vă trebuie activitate, vă trebuie bani. Și s-au început a unge băieții prin... Și e că așa, toți așa s-au dus de-a dura la vale. Și cine nu are experiența asta, Ghimpu a ales să facă lucrul ăsta. Și acum nu vă închipuiți ce coșmar trăiește Ghimpu. Ghimpu nu poate ajunge nici președintele Parlamentului. Ghimpu nu mai poate face show-uri. Știți de ce îi se întâmplă? Ce îi se întâmplă lui Ghimpu? Nu știu dacă știți ce îi se întâmplă lui Ghimpu. Lui Ghimpu îi se întâmplă lucruri strașnice. În fiecare zi îi se arate ca șoricelul lui pisica. Îl poate mânca în orice zi. De ună au fost arestați niște oameni de la primărie, oameni de la munca de jos, mă refer la munca în zeflimea, la munca de mituire, de luare de mită. Dar piscar ajunge ușor la primele persoane în primărie. Ajunge ușor și până la Dorin Chirtoacă cu dosarele care sunt instrumentate pe lângă primărie. Ajunge ușor și la Ghimpu care gestionează anumite afaceri pe sectorul primăriei. Ușurel ajungi. Pe urmă, astăzi vedem conflictul dintre șeful statului major și Șalarul. Despre Șalarul dumneavoastră știți, eu v-am spus întotdeauna, omul ăsta nu poate dacă nu subtilizează ceva, dacă nu pune mâna pe ceva, n-are cum omul ăsta să meargă mai departe dacă nu pune mâna pe ceva. Și ăștia la Ministerul Apărării l-au văzut imediat că Șalarul a venit concret să pună mâna pe ceva la Ministerul Apărării. Își degeaba credeți că nu mai este ce de furat de la Ministerul Apărării. Există încă foarte mult și mulți știu de ce se duc la Ministerul Apărării. Gata, oamenii ăștia au ajuns, gata, ei au pierdut libertatea. Ghimpu acum, de ce îi se întâmplă lucrurile astea? Pentru că Placotniuc nu mai are ce colabora cu el. Bă, vin încoace, ți-am spus, Placotniuc, simplu acum discut cu ei. Dom'le, tu, Ghimpu, acum ești în gașcă. Tu acum ești în gașcă și ai făcut ca și noi. Numai că despre faptele mele nu o să știe nimeni, Placotniuc spune, pentru că eu le controlez, eu dețin toate pârghiile în mâini. Dar despre faptele voastre o să știe sau nu o să știe în funcție de felul cum o să vă comportați. Placotniuc nu are variabila asta.
în funcție de cum o să vă comportați, o să știți pe faptele voastre. Și iată cum a ajuns Gimpu acolo unde a ajuns. Gata, Gimpu nici show-uri nu o să mai poată face. Țineți minte ce spunea Gimpu: dacă nouă nu o să ne placă, dacă noi o să vedem că nu merg reformele, noi o să ieșim din alianță, noi o să plecăm, să nu credeți cumva. Nu o să scoată un cuvânt Gimpu, pentru că în momentul în care o să scoată un cuvânt, o să meargă după filat. Asta îi se spune la ora actuală. Dacă dumneavoastră credeți cumva că Plahotniuc este om fericit, vă greșiți amarnic. Da, el încă își poate gestiona lucrurile. El a putut băga o lege a procuraturii care i-a convenit lui. El îl scoate pe Gurin pentru că trebuia să-l scoate, să arete că vrea să schimbe. O să pună un alt om lui la procuratură. Legea procuraturii și-a făcut-o așa cum îi convine lui, numai că toate lucrurile astea o să-i se întoarcă ca bumerangurile în capul lui. Plahotniuc tot trăiește o viață de coșmar la ora actuală. Plahotniuc spomenește că la banii pe care eu cheltuit el nu are nici măcar performanța unui management a afacerilor bun. Iată, eu mă uitam de una, vă spun un singur exemplu, m-am uitat la emisiunea Replica de duminică. Stă ministrul justiției, au total, măi, tânărul ăsta pe unde o trecut, e jurist, au total asupra legii procuraturii, el vine așa bombastic și fanfaron, pentru că el e ministru și el are, și stă o Smochescu, o stafă așa la tot, era aut, și domnul Dron, și Dron le spune, începe să-i spună despre lacunile legii procuraturii, și nici Funsache ăsta și nici ministrul lor nu au replici. Deci oamenii ăștia nu au, deci lumea pe care i-o adus în sală stau ca mobila și să vedeți, le bate 4 goluri, le bate Dron, în sensul că le spune lucruri și ei n-au cu ce paria. Își dau seama că l-au invitat la televiziunea lui Plahotniuc pe un adversar de-a lor, Dron le spune și ei n-au cu ce paria. Dar eu salariu de la Plahotniuc. Adică asta înseamnă pentru Plahotniuc lipsă de capacitatea administrării mârșăveniilor lui. Deci el are oameni care nici măcar nu se ostenesc să facă emisiuni credibile. Acum să vă spun momentul cel mai comic. După ce Dron competent le arată una, două, a treia și ei n-au răspunsuri, dar ei puneau întrebările, emisiunea era în mâinile lor. După asta, la urmă, ei își aplică încă și un autogol. Imediat o să spun de autogol. Dar oamenii ăștia lui Plahotniuc nu aleargă. Galerie de oameni care stau out total. Adică dacă ți închipui că Plahotniuc cheltuie atâția bani, eu m-am liniștit când am văzut emisiunea asta. Zic, stai domnule că ușurel îi terminăm la momentul cuvenit. Eu mă temeam la un moment dat că Plahotniuc și oamenii care sunt în jurul lui au performanță, nimic din asta, niciun fel de performanță. Toți sunt lenoși și iau banul de la Plahotniuc și-l freacă. Slavă Domnului că e așa și la dânsul. Că eu mă temem că mecanismul ăsta al lui funcționează ireproșabil. S-a văzut, v-am spus la emisiunea asta. Și mai avem niște semne. Că dacă la Plahotniuc mergeau lucrurile bine, el n-ajungea în 6 septembrie să mai adune vreo 15-20% la mitingul platformei, da? N-ajungea să provoace toată societatea atunci cu încercarea lui de a deveni prim-ministru. La Plahotniuc lucrurile merg prost. Și oamenii care sunt plătiți de către Plahotniuc nu au capacități la fel cum nu au nici în stat, nicăieri. Și la Plahotniuc lucrurile merg prost. Eu m-am convins duminică. Domnule, dar dacă tu vrei să minți credibil, tu ai așa un holding de presă. Domnule, dar tu făceai o galerie, dar aveai niște oameni, ți-aduceai tineri de la justiție, de la facultățile astea de justiție, că acolo profesorii sunt tot troglodiți de al de voi și voi puteți să le sugerați lor idei de ale voastre care să vină și să fie vii și să pună, să reacționeze măcar la ceea ce se întâmplă. Aduc mobilul și stau niște tioti acolo pe fundal care n-au nicio reacție la nimic. Dacă puneau manichene, era mai bine. Și după asta, în emisiune, ultimul gol, îi iau tot gol și îl aplică chiar ei. De atât că lui Frumusachi a venit indicația ca el la sfârșit, nu avea nicio legătură cu asta, el la sfârșit spune întrebarea despre extradarea lui Victor și Viorel Țopa. Și el îi pune subtil ministrului justiției la urmă: domnul ministru, dar nu este așa că dumneavoastră trebuie să aveți acolo cereri să fie extradați niște fugari din Republica Moldova? La care ăsta spune că da, noi avem depusă, am trimis cereri de extradare pentru 33 de cetățeni ai Republicii Moldova și doar pe 3 nu ne-a venit niciun răspuns, restul au fost extradați. Și aceia tămână-s al de Țopa. Adică își aplică un autogol, adică pentru că omul se uită și spune:
Băi, dacă nemții nu e extradat pe Victor Șverelțopa și avocatul, înseamnă că acolo există o problemă. Eu v-am dat exemplu cum nici la Plahotniuc nu sunt oameni care să sancționeze în sensul cum ar vrea el cu performanță. Iată de ce o să se ruineze totul. Eu încerc acum, nu avem foarte mult timp, dar eu încerc acum să vă dovedesc că toate lucrurile în Republica Moldova se duc să prăbușesc toate spre un colaps de unde putem renaște. Eu asta încerc să vă dovedesc dumneavoastră, că alternativa politică pentru o clasă politică perimată sunt numai oamenii liberi. Iar oamenii liberi îi găsiți în persoana mea, în persoana colegilor mei și în persoana oamenilor care o să vă sugerez și o să-i vedeți în spațiu public și din afară și din oameni care sunt indezirabili la televiziunile publice și așa mai departe. Acolo o să-i găsiți pe oameni. Acolo o să găsiți un domnul Dron, acolo o să găsiți, nici nu mai știu cine să mai numesc, vă dați seama, mai sunt, sigur că mai sunt, dar nu mai știu, acum nici nu mai vine, dar dacă nu-mi vine, înseamnă că sunt foarte puțini la ora actuală, sunt foarte puțini care sunt oameni liberi în spațiu public, care nu și-au pus banul la buzunar și nu au lucrat în interesul lui Plahotniuc sau altor grupări, pentru că, așa cum ați văzut, și Jurnal TV, și TV7 ca cartel mediatic sprijinit prin măsurătoarele de audiență a Starnetului ca alternativă a măsurătorilor lui Plahotniuc, toți au manipulat și toți sunt practic o apă și un pământ. Noi stăm în fața unor mari schimbări. Bunii mei prieteni, eu tare cred, chiar dacă vă mai iau din perioada, din răspunsul la întrebările noastre, vreau să vă spun tot ce am avut de gând să vă spun. Bunii mei prieteni, în anii 90, din lipsă de capacitate de a înțelege lucrurile, mă refer acum la spațiu mediatic, la ceea ce era elita noastră moldovenească și așa mai departe, noi atunci am scos din circuitul informațional, din circuitul intelectual, am scos cred că la 40% din populație. Pentru că 40% din populație, imediat când a fost introdusă grafia latină, nu au fost ajutat de către statul Republicii Moldova să învețe grafia latină. Acești oameni erau cu școli făcute pe apucate pe timpul Uniunii Sovietice. Acești oameni erau din mediul de la țară, oameni care nu știau nici rusa, dar nu puteau citi cu grafie latină nici texte românești. Acești oameni au rămas pe seama propagandei rusești. Au rămas să privească emisiuni rusești la televiziunile rusești, au rămas până acum într-un spațiu în spațiu ăsta rusesc și fost sovietic și mai departe. Noi n-am avut cum să ne înaintăm. Dodon și Usatu i-au apărut absolut firesc. Absolut firesc că apar năstașii ăștia, care sunt speculanți la fel ca și ceilalți. Absolut firesc că apar acești oameni, pentru că mediul aici așa a fost construit. Noi până acum avem un 20% din oameni scoși din circuitul unei informații cât de cât intelectuale, pentru că acești oameni nici până acum nu pot înțelege un text românesc, pentru că în această perioadă au prins informația fără să cunoască grafia latină, au prins informația după ureche. Ne-a ajuns mintea să dăm lupta pentru grafia latină și limbă română și nu ne-a ajuns și minte să învățăm noi această limbă și să învățăm și pe alții. Pentru că cei care s-au considerat foarte intelectuali, așa v-am spus, s-au dus în zona unui limbaj de lux, ca și cum românesc, vorbind cu o fonetică românească ajustată cât de cât la fonetica bucureșteană, dar lăsând lexicul moldovenesc și frazele topica frazei făcute după model rusesc. Au inventat cuvinte românești de care vreți în spațiu public, tot felul de vorbitori din ăștia, din comentatorii politici. Au ajuns la ce au ajuns. Eu de aia vă spun că eu am cunoscut oameni care s-au dus cu capul încercând să-și facă dreptate în justiție, încercând să devină chiar ei juriști pentru a-și face dreptate. Am ajuns acum ca tot justiția, tot făcutul de legi să devină sport național. Pentru că această crimă pe care o face platforma DA astăzi, cu încercarea de a modifica Constituția pentru alegerea președintelui din întreg poporul, încă o să vină o vreme când vocea mea o să se audă și o să-i pedepsim public pentru faptul că au atentat la bazele statului. Constituția Republicii Moldova este una făcută după model occidental,
cu câteva lacune foarte mari această Constituție, cu limba moldovenească băgată de Lucinski atunci în textul Constituției și cu neutralitatea permanentă băgată de același agent și cu toate agrarienii lui, mă refer acum la neutralitatea permanentă. Deci iată două chestiuni și mai sunt câteva chestiuni minore legate de una mai mare și altele mai minore legate de statutul special a unor zone din Republica Moldova, dar asta încă ar putea să nu ne joace foarte mult pe asta dacă am ști să facem legislația cum trebuie. Iată bombele care au fost puse atunci la baza Constituției, câteva. În rest, Constituția asta este o Constituție bună. În 2000, când s-a modificat Constituția și s-a adoptat decizia ca președintele să fie ales de Parlament, Curtea Constituțională atunci a avut un aviz foarte justificat, pentru că la ce atribuții are președintele Republicii Moldova nu era justificat să fie ales de întreg poporul. Acum ei la aceleași atribuții vor să aleagă un președinte, locul căruia nu este clar în care putere din cele trei puteri în stat să-l placez, nu prea vezi cum, că nu e nici la Parlament, nu e nici la Guvern, ce putere este președintele. Bun, asta e o chestie de discuție. Eu altceva vreau să vă spun. Domnii mei, Constituțiile și inteligența unor națiuni, cum este Statele Unite ale Americii, au făcut ca, având un sistem electoral extrem de complicat, mai ales în special atunci când este vorba de alegerea președintelui Statelor Unite ale Americii, pe parcursul a 200 și ceva de ani au fost, știți cât? 700 de amendamente pentru modificarea Constituției. Și Curtea Constituțională le-a respins pe toate în toți acești ani. Știți de ce? Pentru că nu numai litera legii, dar și nu numai spiritul legii, dar și contextul și circumstanțele, toate influențează atunci când este vorba de a proteja scheletul, de a proteja ce e pe ce se ține un stat. Un stat se ține pe Constituție. Constituția lui este coloana vertebrală. Este tot ce vreți, adică mai prețios într-un stat. Și să te apuci să pui bombe la și să le povestești oamenilor ăștia care v-am spus, oamenilor ăștia ai noștri năcăjiți, scoși din circuitul intelectual, scoși din circuitul informațional, manipulați, deci cu fraze populiste peste tot, să mergi tu, intelectualilor, barbăroși, cine mai sunteți voi acolo, și să povestiți că poporul 90% își vrea să aleagă președintele. Voi sunteți criminali. Voi sunteți criminali și o să răspundeți într-o bună zi. Noua alternativă politică, noua clasă politică. O să vedeți cum o să vă se întoarcă în cap toate lucrurile astea. Pentru că duceți lucrurile într-o mizerie nemaipomenită. Și eu să fie și 101 de moldoveni să vreie schimbări în Constituție la ora actuală, eu am să fiu împotrivă. Noi, oamenii liberi, vom fi împotrivă, pentru că știm că de partea noastră este adevărul. Iar concetățenii noștri, care nu au avut posibilitate să facă carte, care nu au avut posibilitate nici acum să asculte altceva decât televiziuni și radiouri rusești, manipulați de Plahotniuc cu televiziunile lui, manipulați de cartelul mediatic, Jurnal TV și TV7, au ajuns la ora actuală să vrea modificarea Constituției. La paza normelor constituționale vom sta, pentru că omul nostru, până la urmă, vrea lucruri simple, v-am spus și altă dată. Omul nostru vrea lucruri foarte și foarte simple. Și aceste lucruri simple trebuie să le dăm noi cu discernământ, oamenii liberi și oamenii cu discernământ. Trebuie să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Bună seara, domnule Mocanu. Care e diferența între îndemnul dumneavoastră din primăvara anului trecut, că toate partidele împotriva să se unească partidele împotriva lui Plahotniuc și o actuală alianță între Năstase, Usatăi, Dodon, care la fel e creată împotriva lui Plahotniuc? Stimații mei prieteni, vă mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare foarte bună și are câteva subtilități. Atunci când eu am spus să se unească toți în jurul răului cel mare, Plahotniuc, mă refeream la faptul că partidele trebuie să stea în spate, iar în față să iasă societatea civilă. Eu mă refeream la o activitate a societății civile care trebuie să adune nu pe principii politice, ci pe principiile societății civile, oameni indiferent de orientarea lor politică, de multe alte lucruri și multe alte motive pentru care pot conflicta.
De aia eu le sugeram și le spuneam și în emisiunile mele și tuturor le spuneam același lucru. Oameni buni, voi nu trebuie să eliminați oameni din piață. Voi nu trebuie să eliminați unioniștii care vin cu steaguri tricolore și strigă unire frați români. Voi nu trebuie să eliminați rușii din piață. Voi trebuie să creați o atmosferă în Piața Mare Adunării Naționale în care să coexiste pașnic într-un protest social toți cetățenii Republicii Moldova. Iar noi, partidele politice, nu ne putem permite același lucru. Pentru că eu, Sergiu Mocanu, nu pot ieși într-un protest cu Dodon și Usatăi alături. Pentru că noi avem orientări diferite. De aia și politica este altceva decât mass media, decât activitatea societății civile și așa mai departe. Eu mi-am asumat o acțiune politică și eu atunci când vorbesc, de ce eu nu fac propagandă și nu vă manipulez? Pentru că eu vă declar cine sunt eu. Omul vă manipulează atunci când declară că este una, dar spune alta. Manipulare curată și populism este ceea ce face platforma, da, și toți ăștia, barbăroșii, boțanii și așa mai departe. Pentru că ei v-au băgat o plăcintă otrăvită, învelită în ambalaj frumos de societate civilă. Acolo era bomboana otrăvită al Năstase și toți manipulatorii ăștia care veneau cu alte interese. Eu încerc să mă înțelegeți. Deci când vorbim de societatea civilă, societatea civilă își poate permite și trebuie să unească toți cetățenii pe principiul unei acțiuni civile, nepolitice, împotriva unui rău. Partidele politice, eu le chemam să sprijine o acțiune civilă, dar să stea în banca lor. Ce-au făcut ăștia? Ce-au făcut criminalii ăștia? O luat și-au fugărit unioniștii din piață, după asta au mai făcut niște acțiuni, i-au adus pe bâlbâiții ăștia care încep să străga că îi fac națiunea moldovnească în piață, după ce au oferit oamenii de orientare liberală, pro-românească și pro-europeană din piață, s-au unit cu forțele pro-ruse, cu Dodon și cu Usate. Și la ora actuală, platforma DA, cu toate sondajele unde îl dau, crește Năstase acolo ca pâinea pe cuptor pusă cu multă drojdie, crește în fiecare zi, dar de fapt situația e cu totul inversă. Situația e cu totul inversă. Nu așa cum vă arată jigăie ăștia, că le crește ratingul pe nimic pe ceas. Deci nu e asta situația. Situația e cu totul alta. Situația e cu totul alta. Și oamenii pro-europeni, pro-liberali, pro-NATO, românii din țara asta nu vor accepta niciodată. Nu sunt majoritari. Dar sunt puternici partea asta. Și eu mizez pe înțelegerea acestor oameni. Eu mizez pe dumneavoastră, în primul rând, cei care stați de 4 ani de zile alături de mine la emisiunea asta și cei care cred că am reușit să identificăm împreună un scop comun, o viziune comună asupra lucrurilor. Și eu tare mult sper că mulți dintre dumneavoastră, la momentul cuvenit, ne vom antrena și într-o acțiune comună. Acolo va merge schimbarea clasei politice, schimbarea oamenilor dependenți de toate porcăriile pe care le-au făcut pe lumea asta, că alegerile lor au fost greșite, pe oameni liberi. Oamenii liberi sunt noua clasă politică. Oameni care nu au nevoie să mintă, nu au nevoie de concerte de-a lui Fuego sau alții pentru a ajunge la alegători. Nu au nevoie de alți cântăreți și de alte manufacturi pentru a ajunge la oameni, ci oameni simpli, care își asumă libertatea ca pe un risc de fiecare zi. Eu tare sper că v-am răspuns la întrebarea asta. Tare sper. Și dacă credeți că nu v-am răspuns la întrebarea asta, să mai reveniți pentru că e importantă. Bună seara, domnule Mocanu. Ce e de făcut? Mulți conaționali din țară și îndeoseb de peste hotare sunt zombați de canalele rusești. Majoritatea moldovenilor sunt lipiți de urtă și rezultat Putin e idolul și alenarea. Nu înțeleg întrebarea, dar în fine, am înțeles, adică întrebarea ultima nu e clar. Deci, estimații mei prieteni, da, asta e situația. Dar eu cred că noi, după povestea de succes pe care au încercat să ne livrez niște politicieni de la Bruxelles, la ora actuală acum suntem într-o prăpastie de idei. Mă refer acum la ideile din afară.
noi să mai abordăm acest subiect. Se pare că a început Daniela Bodrug în ultima emisiune să-l abordeze, l-am abordat și eu cu altă ocazie. Noi să vă vorbim despre situația de obiect al politicilor internaționale care este Republica Moldova și subiecții internaționale care trebuie să facă politici. Am început și eu odată să vă spun lucrul ăsta și noi am putea să fim beneficiari de asemenea politici. Păi uitați-vă, grija noastră la ora actuală este să devenim beneficiarii unei axe foarte importante, unei axe pe care trebuie să o construim noi. Având acest handicap mare băgat la bazele statului Republica Moldova de neutralitate permanentă și având și înțelegând ce pericole comportă această prevedere constituțională, trebuie să ne gândim în cadrul acestei prevederi constituționale cum să creăm condiții de securitate maximă pentru Republica Moldova. Mă refer la posibilitatea unei garanții din partea unei axe Kiev, Chișinău, București, Washington, pentru garanții de securitate. Și aici putem găsi interesul prietenilor noștri americani și fraților noștri români de a crea o zonă de securitate, asta pe zona de securitate. În afară de asta, eu cred că România, așa cum am declarat-o și cum vreau să devină prin planul Peiu Dungaciu, prin alte acțiuni care se mai produc acolo de intrarea unor companii media și operatori de cablu, de internet, de multe altele, există deja niște porniri în sensul ăsta. Noi avem nevoie de un spațiu mediatic comun cu România ca încet încet să începem a elimina ca un cancer propaganda asta rusească. De aia inițiativa lor de alegere a președintelui din întreg poporul este periculoasă și din punct de vedere politic. Și din punctul ăsta de vedere este foarte periculoasă această inițiativă a lor. Pentru că în mintea moldoveanului, atunci când se gândește la președinte, îl are pe Putin și îl are pe Lukashenko ăsta. Lukashenko, cred că îi spune, belorusul ăsta. Bună seara, domnul Mocanu. Cum credeți, ce ar fi scris astăzi despre starea politică, morală, regretatul Constantin Tănase în editorialele lui? Despre morți, ori de bine, ori deloc. Constantin Tănase, dacă rupe acum din context textele lui cărturare, deci Tănase a fost un cărturar și este adevărat și un conjuncturist, dar un cărturar. Dacă rup textele lui Tănase acum de conjunctura diferită și foarte întortocheată, textele lui sunt de splendoare aparte. Și pentru aceste texte scrise bine românește și așa, eu am o amintire frumoasă despre el pentru asta. Totuși, cine e generalul Alexei? Generalul Alexei este omul care a lucrat pentru gruparea Lucinski, fiind un polițist curajos și a cărui acțiuni erau văzute ca a unui comisar Catania. Ele sunt interpretabile, acțiunile lui Alexei, erau interpretabile și atunci și sunt interpretabile și astăzi, pentru că deci acțiunile lui Alexei erau îndreptate doar într-o singură direcție, adică nu avea o direcție mai largă, adică să fie un om cu totul independent. Era de fapt un om supus clanului Lucinski. Clanul Lucinski, care a venit la putere în 2006 și care tare a vrut să-și arate imediat puterea familiilor lor. Deci Lucinski, care după asta v-am spus, așa cum v-am spus, a semnat acel foarte periculos acord cu Rusia, care ne dă bătăi de cap și până astăzi cu statul comun. Mai revenim. Să presupunem că Plahotniuc va fi primul reținut pentru crimele sale într-o altă țară. Cum se vor simți politicienii care au fost plătiți sau șantajați de Plahotniuc? Noastră cum credeți? Că oamenii ăștia mai au simțuri omenești sau cum? Vor fugi ca vor încerca să se ascundă în gaură de șarpe. Dacă dispare printr-o anumită minune într-un moment dat Plahotniuc, aici e dezastru. Aici e dezastru. Ori să înceapă a nenoroci unul pe altul. Nu vă închipuiți ce cloacă de șerpi e gruparea asta din jurul Plahotniuc. Ce cloacă! Noastră, uitați-vă ce cloacă a fost în jurul lui Filar. Uitați-vă cum se zbate ei la ora actuală. Și mediatic, și cum vreți. Nu le vin salarii, lucrează ca voluntari și tot așa. Uitați-vă ce face mass media asta a lui Filat. Uitați-vă dumneavoastră cât e de ridicol chestia asta. Deci există o mass media în Republica asta controlată
de oamenii lui Filat. Și Filat, stând la pușcărie, mass media asta bubuie cu știri despre Filat, ce a spus Filat, cum a dezvăluit Filat. Deci eu nu m-aș mai lua de Filat ăsta. Domnule, a ajuns la pușcărie să răspundă. Eu n-aș avea treabă cu Filat ăsta dacă n-aș vedea sforțările, opinteala asta a deputaților fracțiunii lui Filat. Deci toți ăștia pe care îl arătau ăștia pe la platforma, da, deliu acela cu Maria Ciobanu aceea, sforțările astea a lor ridicole de a-l spăla, de a-l curăți, săracul Filat, victima lui Plahotniuc și tot așa, și toată presa asta care, uitați-vă astăzi, e plină presa numai de faptul că Filat îmi pare că a declarat, Filat îmi pare că a să înceapă a vorbi și tot așa. Este tot așa o să se întâmple și cu presa lui Plahotniuc, tot așa o să se întâmple, mai grav o să se întâmple. Că acolo proporțiile sunt mult mai mari. Asta măcar a fost un bleg și totul a rămas așa în dezastru total, cum a și fost guvernarea lui, cu baluri amestecate cu fanfaronade. Bună seara, domnule Mocanu. Care este viziunea dumneavoastră în perspectiva alegerilor anticipate de a participa în bloc electoral cu PNL și dreapta? În acest caz, mulți alegători o să mai ezite că nu partidul său altuși sau treacă în Parlament și o să fie foarte motivat. Eu sunt foarte deschis spre colaborare, mă uit în ochii dumneavoastră. Deci pe problema unionismului există o singură problemă pe care am spus-o, nu mai țin minte, cuiva de la unul din partidele astea comune cu ei. Există o singură problemă, un anumit management al forțelor umane din partea oamenilor lui Plahotniuc pe tema românismului și unionismului. Aici noi avem de rezolvat. Să nu permitem pe segmentul ăsta, pentru că nu știu ce ăștia lui Plahotniuc, cutrele astea lui Plahotniuc au devenit foarte unioniste. Ei nu sunt neapărat în partidele astea două, chiar nici nu prea sunt pe acolo, dar ei au activități unioniste. Eu nu știu, eu nu mă pot duce să fiu alături de oamenii ăștia frumoși, pentru că peste tot sunt agenții lui Plahotniuc care se ocupă de unionism. Dar asta e, deci ei știu că există o anumită resursă umană în acest sens, există oameni care sincer trăiesc acest sentiment și de ce să nu le exploateze? Aici e toată problema. Aici e toată problema. Eu mă sufoc când văd cum oamenii care stau la cheremul lui Plahotniuc se ocupă de unionism. Te apucă nebunii. Domnule Mocanu, de ce în unele medii și în special la ultima emisiune a dumneavoastră de la N4 s-a încercat să se insinueze că Țopa nu a reușit cu dumneavoastră și PLR, dar totuși au reușit cu Năstase și platforma, da. Cui îi convine să propulseze această idee ca așa zisul eșec al țopilor cu dumneavoastră? Eu cred că chiar ei fac chestia asta. Iar ziaristul, deci Gheorghe Gonța, căruia eu sunt foarte recunoscător că el m-a invitat. Adică vă dați seama că toate televiziunile astea sunt, el ca și ziarist are dreptul să pună întrebările așa cum le pune. Nu luați că el, eu am tot respectul pentru Gheorghe Gonța și eu cred că el a pus, el cred că se află într-un cerc de comunicare, așa mi închipui eu, și eu cred că aceste lucruri el le aude chiar de la ei. Ba mai mult decât acolo cred că se șoptesc și alte lucruri, dar noi o să mai revenim la subiectul ăsta. În orice caz, eu i-am fost recunoscător lui Gheorghe Gonța. Eu am fost surprins să văd că emisiunea s-a terminat cam cu 20 de minute înainte. Eu nu realizam atunci, dar m-am uitat pe emisiunile care au fost altădată și toate au o durată mai lungă decât emisiunea în care am fost eu. Ori mie mi s-a părut și mi-a spus și altă lume că emisiunea era interesantă și n-am văzut motivul pentru care ea s-a oprit mai înainte. Dar așa sau altfel, Gonța cred că punea întrebări din zona asta și e foarte bine că a pus întrebările, pentru că am avut posibilitatea să mă exprim și eu, multe lume mi-a spus că a înțeles, adică nu s-a văzut, eu m-am uitat în ochii dumneavoastră, m-am uitat în ochii lui Gonța, i-am răspuns la întrebările astea, am spus că ar fi o versiune că eu am fost într-o relație defectuoasă cu Aldi Țopa, dar eu am răspuns la întrebările astea. Deci este foarte bine să pun întrebări oarecum provocatoare. Eu nu sunt sigur că Gonța chiar așa crede. Eu cred că Gonța este influențat de cercul ăsta, de el, cartelul ăsta mediatic, e puternic. Asta, Natalia Morar, da? Deci este o fată foarte harnică, care comunică la
partidul ei comunică cu străinii, e foarte harnică. Ba la Moscova, ba mai încearcă și pe în altă parte să mai vorbească. Văd că produce alte emisiuni și tot așa. Adică acolo există foarte, oameni foarte harnici în sensul ăsta. Năstase, ăsta e foarte harnic la, la porcării și tot așa. Adică lucrurile, există un anumit circuit de chestia asta. Dar eu m-aș duce și la alte emisiuni. Eu n-am probleme cu întrebările lor. Adică pentru că este bine, eu sunt polițian, trebuie să existe și așa supoziții. Dar totul depinde de am făcut eu asta sau n-am făcut. Există există circunstanțele de fapt sau nu? Aici e toată chestia. Eu zic că nu există și pot să dovedesc lucrul ăsta. Domnule Mocanu, va reuși guvernarea să-și spele păcatele prin măsuri populiste? Nu, nu va reuși să-și spele. Deci această guvernare se duce la fund, pentru că nu este credibilă și chiar dacă vor face mâine 100% fapte bune, nu vor fi crezute. Nu vor fi crezute. Lumea va fi foarte prudentă cu orice ar face această guvernare. Demiterea lui Gurin, alegerea noului guvernator, ar însemna că Republica Moldova revine pe făgașul democrației? În niciun caz. Legea procuraturii este foarte defectuoasă. A explicat-o în câteva intervenții înainte și pe urmă domnul Dron. S-au mai exprimat și alții. Legea procuraturii este făcută în interesul lui Plahotniuc. Procurorul general nu va fi dacă nu va fi omul lui Plahotniuc. Și tot așa, noi o să revenim la subiectul ăsta. Domnule Mocanu, la mai pe scurt, Chianu a ajuns în sfârșit la ideea că alegerile anticipate nu pot avea loc în situația când cecul, toate instituțiile și primăriile din țară sunt sub controlul PD-ului. De ce atâta, de ce abia acum? Și eu să ajung și mai mult și la alte concluzii. Ei sunt foarte confuși la ora actuală. Eu am văzut ultima conferință de presă în care Barbăroșă, cred că era numit, era cum să zic, era numit să vină el acolo. Era de serviciu, așa lehamete alături de Năstase, să se povestească că ei cred că or să mai facă, or să mai resufle de vreo 2-3 ore asupra acestei guvernări, că parcă ceva a început să se îndeplinească. E ridicol toată treaba asta. Noi o să analizăm într-o bună zi toată chestia asta cu platforma, da, dar s-a dus tot într-un derizor, într-un ridicol nemaipomenit. Domnule Mocanu, părerea dumneavoastră de felul cum se manifestă Mihail Saakashvili în Ucraina? Mie îmi place Mihail Saakashvili. Mie îmi place Mihail Saakashvili pentru că Mihail Saakashvili este un om care știe ce vrea. El este, din păcate, Mihail Saakashvili este privit ca un outsider în Ucraina și este outsider. Din păcate sau din fericire. De fapt, Saakashvili este, după părerea mea, este un fel de insider totuși, pentru că el a învățat în Ucraina, mama lui ucraineancă, adică el are motivația să se manifeste așa în Ucraina. Eu cred că ei aveau nevoie de un Mihail Saakashvili. Noi să mai revenim la subiectul ăsta. Domnule Mocanu, Ghimpu a spus la emisiunea lui Gonța că el a mers cu Plahotniuc pentru țară. Dacă era pentru imaginea lui, nu făcea acest pas cu cum comentați? Comentez că Ghimpu este în derivă. Ghimpu este în politică, este la fel cam cum l-ați văzut în țara, în Saracie. Dumnezeu să ne ferească pe toți de asemenea acțiuni în Saracie când primis câteva lovituri. L-ați văzut cât derutat era. Apoi el cam așa e derutat de la loviturile pe care îi le aplică Plahotniuc la ora actuală. Stimații mei prieteni, eu mai am, cred că, un minut jumătate. L-am rezervat pentru a vă spune cuvintele mele bune și de comemorare a camarazeilor mei care au murit pe câmpul de luptă. 2 martie este o zi în care s-a început conflictul de la Nistru. Războiul pentru mine s-a început abia la 12 martie. Eu am fost pe câmpul de luptă de la 12 martie și până la 26 iunie. M-am aflat pe platoul de la Coșnița. Fiecare zi mi-am asumat-o ca pe ultima zi din viața mea. Și la război am trăit sentimentele pe care le-am trăit, le-am descris într-un eseu pe care l-am publicat încă în 2010, dar pe care l-am republicat astăzi pe pagina mea de Facebook. Este o trăire personală și explică, deci trăirea pe care o descriu acolo este, cred că scrie exact trăirea mea. Apropo,
Eu nu descriu un eveniment care mi s-a întâmplat la război atunci, dar el de fapt are la bază momentul pentru care eu am primit Ordinul Ștefan cel Mare în războiul din 92, ordinul cu care eu mă mândresc. Eu mă mândresc și cu rezistența noastră la Nistru atunci. Deci dumneavoastră nu vă închipuiți ce factor important a fost pentru noi, pentru independența Republicii noastre, pentru mersul nostru spre România și Uniunea Europeană, rezistența noastră la Nistru. Memorie ostașilor, eroilor căzuți în război și multă energie și curaj camarazilor mei de arme cu care am vorbit, care m-au sunat și că n-am putut să mă duc, ești toți de la Cantemir. Dar o să mă duc într-o bună zi, o să mă duc cu Anatol Caraman, care este camaradul meu de arme și care a fost un om foarte viteaz pe câmpul de luptă. O să mă duc acolo la colegii mei de arme în foarte scurt timp, multă energie lor să rezistăm și împotriva altei armate de ocupație care este mafia în frunte cu generalul lor Plahotniuc. O seară bună!